Hai că e Andrew Tate, eliberat ea. Iar ăștia care... Am văzut azi la știri, m-am uitat la știri, au venit ăștia din Bulgaria, din... la ea acasă să facă poze, să le dea scrisori, să cutare, să... Nu știu cum Tate încă e atât de relevant încât și atunci când... Nu știu cum Tate încă e atât de relevant încât și atunci când este închis și când este scos din pușcărie se fac valuri. E atât de important subiectul încât a apărut și în South Park. Vă arăt mai încolo, stați până la sfârșit. Iar ăștia care dau bacul scriu la simularea despre el. Harap Albi era mai șmecher decât Andrew Tate, doar că nu avea bolid la vremea aia. Azi vorbim despre eliberarea lui Tate, dar înainte de asta vreau să mă ajutați cu ceva neapărat. Am niște probleme pe canalul ăsta de YouTube, algoritmul pur și simplu mi-a dat în cap cu shadowban-ul, așa că nu mai recomandă clipurile noi pe care le postez. De-aia abia ajung la unii dintre voi clipurile. Deci dacă puteți să mă ajutați, dați un like la video, durează super puțin și uitați-vă până la... Vă rog eu chat, dacă se poate chat... Dacă se poate, a luat și-o shadow ban acum. Din păcate nu pot să ajung la voi. Dați-vă un like, ca shadow ban de la... Nu pot să ajung la toată lumea să ajung. Să, dacă puteți să apăsați și pe butonul ăla de la session de shadow ban. Am ban de la shadow de ăla. Dacă puteți să-mi dați și mie un like, să ieșesc și noi de shadow ban. La sfârșit la episodul ăsta. A, da, și scrieți dacă vreți episodul despre șapca în cap TV în spate, tatăl și fiul care fac trap. Hai, zile! Șapca în cap, TV în spate, dau la but și fac karate. Vorbe. Șapca în cap, TV în spate, dau la but și fac karate. Nu uitați că asta e treaba asta. Sau care e faza cu pelicanul roz la simulare? Nu uitați din nou like la clip, foarte important. Dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau stoa, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat de vilaje, dată nu mă opresc. Și nu a fost o farsă, așa cum au fost story-urile lui Ian și Asteca în care ziceau că s-au împăcat. Aia dat țeapă. You can't keep getting away with it! You can't keep getting away with it! Nu, frații Tate chiar au fost eliberați în noaptea aia, pentru că judecătorii i-au pus sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. Adică nu sunt chiar liberi 100%, nu au voie să părăsească casa, dar tot e mai bine decât pușcăria. Din ce am văzut, Andrew se și plângea că are gândaci în celulă și că tot ce făcea era să danseze. Andrew! Oh, hell no, man. What the fuck, man? Chiar dacă e o figură controversată și a spus o groază de căcat te pun micuțule în online, pe lângă lucruri motivaționale, fanii tot l-au așteptat la ieșirea din arestul central. Am auzit un fan pe acolo care striga, fuck the Matrix! Fuck the Matrix! Unii au șeruit o coincidență bizară. Andrew Tate a ieșit din arest. Matrix a apărut tot pe 31 rău. Martie. Rupeți Matrix să mâncavați cura voastră. Interesant, deci Matrix-ul chiar e pe urmele lui. Așa după... Te pup Ionuțiu, Lea, bine ai venit. Aspect era cam schimbat, barba crescută, iar din chelios a ajuns păros, puțin încruntat, nu prea a zis multe, mai mult a vorbit Tristan. Mai exact a spus că decizia judecătorilor e una bună, îi respectă, e nevinovat și o să demonstreze asta. Acum să vedem. Totuși a spus și Andrew Tate ceva, că în închisoare s-a concentrat. Păi să te țină poliția atât pe degeaba, mă? Să te țină poliția așa 90 de zile sau cât i-a ținut așa, nu știu ce să zic. Intra pe flotări și pe citit din Coran, iar acasă o să fac același lucru. Ajungi la domiciliu, Andrew Tate a mai ieșit odată pentru lumea de la poartă și a spus asta. Freedom at last. Păi asta zic, el zice, ei zic că s-a lăsat pe degeaba, da. I want to give respect firstly to the judges who heard us today because they were very attentive and they listened to us and they let us free, so I have to give absolute respect to them. I have no resentment in my heart for the country of Romania or for anybody else. I just believe in the truth. It was political, so I believe in God and I think that the fire of truth will eventually destroy all lies and anybody who lies in a long enough time frame. Pe mine m-a învățat mama aia ceva. Și era o femeie deosebită și nu vreau să fac referire la subiectul ăsta. Mama mea mi-a zis că trebuie să te îndrepti către Dumnezeu atunci când trebuie, nu la nevoie. Că la nevoie ne îndreptă toți către Dumnezeu. Când avem o problemă, toată lumea se îndreaptă către Dumnezeu. Dacă nu există o problemă la mijloc, mai puțin se îndreaptă către Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să zic?
Cum să crezi în 2023 că există Dumnezeu? Păi părerea mea, poți să îți bagi pula de părerea mea, Florin Nicuruț? I truly believe that justice will be served in the end. There is 0% chance of me being found guilty of something I have not done. I maintain my absolute innocence, and I think most people understand this, and I look forward to being home. So thank you very much, everybody. Pe Twitter, Tate a fost mult mai activ, pentru că aia e singura platformă pe care nu și-a luat ban. Printre alte postări, a pus un clip în care mergea înainte și înapoi, ca și cum ar fi fost în celula sa, adăugând că a stat în celula aia de 3 metri, fără să fie lăsat afară, fără contact cu lumea de afară, încât acum nu-și mai suportă telefonul. Iar clipul a devenit răspândit pe Twitter, atât de răspândit încât au apărut și editurile alea. Uite, de exemplu, pentru mine Dumnezeu nu e un nene cu barbă care stă sus pe un scaun și care dă cu un de la de avocat, cu un ciucănaș de la de avocat și zice, bă, tu trebuie să trăiești, tu trebuie să mori. Pentru mine Dumnezeu înseamnă iubire, pentru mine Dumnezeu înseamnă bunătate, pentru mine Dumnezeu înseamnă starea de bine, înseamnă bunătatea de oameni care iese la iveală atunci când ai nevoie să iasă. Asta înseamnă pentru mine Dumnezeu. Nu are ură față de statul român pentru ce i s-a întâmplat. El crede în adevăr. Ok, dar adevărul ăsta va ieși la suprafață când judecătorii vor da un verdict. Așa că n-avem cum să spunem că e nevinovat. Chiar sunt curios care o să fie concluzia. Vă ziceam la început de South Park. Pe 29 martie a apărut un episod din South Park, foarte aproape de ieșirea lui Tate. Episod în care găsim un personaj asemănător cu Andrew Tate. Îl cheamă Alonzo Fineschi și e proxenet român. Ăștia din South Park au un talent în a nu... Alex Bibo, nu contează în ce crezi, frumos ar fi să respecti toate religiile, dezrespectăm părerea fiecăruia, normal că trebuie să respecti toate religiile, fratele meu. Fii deloc subtil, adică nu e nicio îndoială că... În episodul ăsta, poliția vine după Tate și au loc niște împușcături. Acum Andrew Tate, fiind acasă cu Twitter-ul la îndemână, a și dat un răspuns celor de la South Park, spunând că atunci când îi se va dovedi nevinovăția, îi va ajuta pe cei de la South Park să facă cel mai bun episod, ca și cum l-au făcut proxenet pe nedrept. Până la urmă, era doar o glumă, măcar să se bucure că a apărut în South Park, adică e super big. Au venit și reacții din partea streamerilor, cum ar fi iShow Speed și Aiden, copilul lui Tate. God damn! He looks like a whole different... He's not even bald anymore. Te pupa nirusul. Tate are officially free. Now, they're on house arrest and obviously their case is still ongoing, but finally, they get to go home and they finally get to go... Vă mai spun încă... Dar nu întrebăm cu frații Tate, frate. Eu am mai zis, cine greșește, plătește, frate, în fața la poliție.